Gabriela și cu Denis s-au întâlnit în bucătărie. Denis mânca, Gabriela s-a așezat lângă ea la masă și o întreba de ce nu a mâncat până acum, iar Denis spunea că lui Viorel nu i-a fost foame și Gabriela arăta și spunea că cunosc, gen că și ei se întâmplă ca Valentin să nu vrea să mănânce și atunci nici ea să nu mai mănânce. Și vorbeau ca fetele, se uitau pe ingredientele de la sos, apoi s-au dus la somn. Gabriela s-a băgat în pat, era lumina stinsă la fete pentru că toate fetele dormeau și și-a scos ceva dintr-un sertar, gen o cărticică, ceva, și a început să citească pentru Nerica, așa nu știu cum vedea să citească. Și a început să citească ceva din cărticica aceea, dar a citit ceva. Sunt tare curioasă să spuneți noastră ce ar fi putut să citească. Poate fi o carte de rugăciuni, nu? Că altceva nu văd.